Am terminat de aplicat produsul în solar. Cam așa arată. Deja a început să bată foarte tare soarele ăsta. Și acum haideți să mergem să ne alegem un motocultor și să frezăm solarul. Acum, na, având mai multe utilaje, haideți să alegem unul dintre ele, nu? Dar cred că o să le iau pe ăsta din margine de aici. Am mai frezat eu odată în solar cu o motosapă Ferrari. Acum haideți să vedem cum e cu un motocultor Ferrari, nu? Haideți să vedem la treabă. Salutare tuturor și bun găsit la un nou videoclip. Ușor, ușor se apropie primăvara, așa că dăm și noi drumul la lucrări. Mai întâi eu o să încep cu pregătirea solarului și imediat o să vedeți cum procedez eu. În toamnă a fost desfundat la hârleț, iar acum o să aplic un produs, e dolomită. De fapt, am cumpărat niște saci de la Doloflor. Puteți să căutați și voi și aveți acolo mai multe detalii despre acest produs. Pentru un solar de 40 de metri pătrați, cât are acesta, eu o să aplic undeva la 15 kg. E mult, e puțin, cam așa scrie și pe sac concentrația. Anul trecut am folosit niște îngrășăminte bio, erau de tipul brichetelor, așa, pe bază de găinați de pasăre. Atât tot am folosit în 2 ani de când am solarul, acesta e al fie al 3-lea an. Am folosit o singură dată acel îngrășământ bio, oricum, ne merge foarte bine, nu avem dăunători, în afară de coropișnițe, aici la noi în zonă sunt foarte multe coropișnițe, dar asta o să rezolvăm cu un alt produs. Și vă spuneam, o să aplic doar acest produs, această dolomită pe sol, după care urmează să folosim motocultorul, frezăm aceste două porțiuni, cum vedeți și voi aici, că nu am prea mare solarul, și cam atât, ne apucăm de montat ulterior instalația de irigat și începem să semănăm, nu știu, salată, ridichi, spanac, chestiile astea de început. Haideți să vă arăt așa, deci este o pulbere, e o rocă de fapt acest produs. Acum, nu știu, o să aplic așa întâi peste tot, câte puțin, să văd eu cum mă încadrez cu cantitatea. După care, ce mai îmi rămâne, o să împrăștii din nou peste tot. Cam așa. O să vă murdăriți puțin, pentru că este un praf foarte fin, dar da. Ar fi fost bine să verific un pic pH-ul solului. Dar eu, din păcate, nu mai am baterii la acel dispozitiv. Deși anul trecut era undeva la 6 pH-ul, pentru că am mai făcut eu probe. Dacă căutați clipurile la mine pe canal, o să găsiți acea măsurătoare pe care am făcut-o. Și una din proprietățile acestui produs ar fi că stabilizează pH-ul. Deci ar trebui să crească undeva la, până la 7. Acum nici 6 nu este rău. Cam așa se procedează. Ne vedem puțin mai târziu când termin de împrășteat acest produs și o să începem să frezăm cu motocultorul. Înainte să trecem la treabă și să murdărim acest minunat utilaj, care a fost folosit foarte, foarte puțin și are doar un an vechime, haideți să vi-l arăt puțin, să vi-l prezint așa în mare. După cum se vede, este vorba despre motocultor Ferrari, modelul 338, fabricat complet în Italia. Acum, nu este un vârf de gamă, nu e cel mai mare model, e undeva din gama de mijloc, dar totuși către partea asta de sus, să spunem așa, din ce cauza are motor diesel. Pentru că marea majoritate a acestor utilaje vin de acum dotate cu motor pe benzină, motoare de la Honda. Asta la multă lume mai face confuzia de preț, da? Unul pe benzină normal costă mai puțin,
unul diesel va avea totdeauna prețul mai ridicat. Are un motor Lombardini sau Kohler, da? Deci face, Lombardini a fost cumpărat și acum face parte din grupul Kohler. La bază arată la fel, da? Deci doar numele s-a schimbat. Avem și pornire la, cu demaror, ca la drujbă, cu decompresor. Uite, acolo scrie Pasquale, da? Și Pasquale a fost cumpărat, deci face parte din grupul BCS, cum e și Ferrari. Dacă ne uităm pe bușonul de la cutia de viteze, scrie BCS, pe capac la fel. Acest motor are și pornire electrică, pornire la cheie. Bateria este aici sus. Ia să vedem și deasupra cum arată. Tot în stare impecabilă. O să-mi pară rău acum că o să-l murdăresc, dar asta este, îi facem probă totodată. Contactul este aici pentru pornire electrică. Ecartamentul este reglabil, așa cum ați tot văzut la aceste modele. Vine dotare cu roți 50x10. Modelul acesta de jantă care permite reglarea ecartamentului foarte, foarte ușor. În partea asta aici avem cutia de viteze, 1, 2, 3 trepte mai exact, având inversor de sens acesta de aici, nu mai găsim treapta de marșă arier de R pe cutie, da? Practic cele 3 trepte de viteză pot fi folosite atât înainte cât și înapoi. De regulă sunt anumite modele care permit deplasarea în marș arier doar pe treapta 1-a și a 2-a, acesta permite pe toate 3 pozițiile. Ghidonul este reglabil, reversibil la 180 de grade, se poate folosi și adapta o cositoare sau nu știu, alte utilaje. Power safe. Ambreiajul este în baie de ulei. Power safe, cum este denumit aici la de ei. Tipicile comenzi, diferențial blocabil, accelerație, manetă start-stop, atenție că această manetă practic ne oprește cutia de viteze, deci dacă motocultorul se află într-o viteză și nu am dat drumul la manetă, motorul continuă să meargă, dar utilajul se oprește, deci este un start-stop pentru cutia de viteze, foarte practic. Deci avem contactul pentru pornit și de aici oprim utilajul. Frână de parcare, foarte practic. De la această manetă practic ne siletăm în treptele de viteză. Aici avem un iepure și o broască pentru lent și rapid. Iar priza de putere o pornim din maneta din partea dreaptă. Ghidonul este reglabil sus-jos și reversibil 180 de grade, așa cum v-am zis. Freza standard de 68 de cm. 3 cuțite pe o parte, 3 pe o parte. Cuțitele, vedeți, sunt către interior. S-ar putea muta și la exterior și se mai obține câțiva centimetri în plus. Tija pentru reglarea adâncimii. Acum e destul de jos, să spunem așa. Mai avem încă o gaură. O lăsăm așa, nu mai modificăm. Și cam atât. Asta e utilajul. Haideți să vedem ce poate să facă în solar. Vedeți, utilajele astea sunt destinate acestui uz, nu știu, grădini, destul de, nu neapărat că sunt mici grădine, dar au accesul destul de îngreunat, cum e și la mine. Trebuie să intre pe o poartă de 80 cm, în solar la fel. De asta, nu știu, foarte multă lume spune, aia de bani ăștia poți să-ți iei și, nu știu, un tractor, dar depinde foarte mult locul unde vrei să-l folosești, nu știu, într-o viță de vie unde la fel rândurile sunt de 70-80 cm și tot așa. Aici își dovedesc ele cel mai bine utilitatea, nu la suprafețe mari, că nu-ți iei unul de ăsta să frezezi un hectar.
Serenul. Ați văzut că el e încă în viteză. I-am dat drumul la manetă și pur și simplu motorul încă funcționează, dar cutia este oprită cumva. Hai să-l oprim, să ne înțelegem puțin. Deci ați văzut pământul cum era uscat la suprafață, dar în profunzime se vede că are umiditate. Este foarte fin. Acum, să fiu sincer cu voi, mi se pare mare pentru solarul acesta. Chiar dacă are numai 10 cai și cu foarte mulți în ultima perioadă, nu știu, vor utilaje mari de 16, de 18 cai sau ceva, ar fi imposibil de lucrat cu un astfel de utilaj într-un spațiu așa de micuț. Oarecum și trebuie să avem mare atenție cu structura solarului, cu folia și așa mai departe. Deci ar fi mers un model mai micuț, deci nu neapărat ca și putere, dar mai mic el ca și dimensiuni, ca și gabarit, ca și greutate. Îmi place rezultatul cum iese. Ați văzut că și acolo la capete iau destul de mult. Eu oricum aici nu pun legume sub aceste mese. Deci practic am frezat exact la nivel. Cu o greblă mai nivelăm puțin. Aici o să lăsăm cărare pe mijloc, cărare bătătorită. Și acum o să frezăm în partea aceasta. Treaba ați văzut. E foarte rapidă. Deci mai mult trebuie să filmezi și să aranjezi toate treburile astea. Pentru că el merge singur, merge cu aceeași viteză constantă, aceeași treabă face, freza amănunțește foarte bine pământul. Profunzimea, nu știu, ia să văd, totuși am pe aici o lopățică sau un băț măcar. Am o lopățică, ia să vedem. Asta cât să aibă? 25, cred că are 30 asta. Da, 20 cm tot a intrat. 25, că așa mi-arată, deci la și deschiderea palmei. 25 cm în solar, da? Și terenul e numai bun pentru plantat. Bun, cam asta a fost videoclipul de astăzi. Stați aproape, o să urmeze mult mai multe clipuri anul acesta cu mici activități prin gospodărie, agricultură și așa mai departe. Dacă vă plac clipurile, nu uitați să dați un like, mă ajută foarte mult, o distribuire, este total gratuit. Puteți să vă abonați și la canal și foarte important să activați și clopoțelul de notificări. Până atunci eu vă salut și vă urez mult spor la treabă. Numai bine!